Continuăm această dimineață și deschidem cutia Pandorei sau cutia secretelor, pentru că astrologia este unul dintre cele mai îndrăgite domenii de oameni din întreaga lume, doar că și aici putem discuta despre o varietate. Corina Leonte, astrologul care vine de fiecare dată cu informații, astăzi ne va face lumină și în acest sens. Corina, bună dimineața. Bine, și bine am găsit, Daniela, bună dimineața. Tu tot ne povesteai despre Jyotish. Noi ne-am propus totuși în această dimineață să aflăm mai multe despre ce presupune, ce tip de astrologie este și ce studiază. Ești gata să ne induci în lumea asta, Jyotish? Simt că mă fac astăzi profesoare și de astrologie. Exact, păi dacă tu ești profesoară de matematică, de ce să nu exersăm astăzi profesoară de astrologie? Vedem. Așadar, ce propui tu, cum facem și de la ce pornim? Hai să fac întâi de toate schema aceea astrologică pe care eu am, ți-am zis. Așa, de, ai încercat să ne explici. Da? Uite, și acum eu vin cu niște detalii mai multe, da? Te rog, așa. Ăsta e al tău, dar eu am să vin lângă tine pentru că am și eu o curiozitate ce trebuie să fie satisfăcută în această dimineață. Exact. Deci, ții minte, deci vorbeam despre faptul că reprezintă astrograma un pătrat, așa-i? Da. Cu 12 căsuțe, așa, care se mai numesc houses, altfel nu, așa, nu deci se case. Mai trebuie. Case, bine, da. Dar despre case aflăm în toate tipurile exact, de astrologie, da? Da? Orice tip de astrologie vorbește anume despre aceste 12 căsuțe. Bun. De ce 12? Pentru că sunt 12 semne zodiacale. Uh-huh. Și astăzi vreau să vă dau mai multe detalii pentru că, mă rog, asta va trezi un interes posibil pentru cineva, pentru un studiu eventual. Deci, dacă am zis că sunt 12 căsuțe, atunci numărătoarea se începe de aici. Avem 1, 2, 3, 4, tot așa. Okay. Fiecare dintre case ne vorbește, simbolizează o anumită sferă a vieții. De exemplu, casa întâi în astrogramă îți vorbește despre caracterul persoanei. Uh-huh. Aici în doi avem banii. Așa. Bun. Aici avem călătoriile. Foarte frumos. Da. Bun. 4 ar însemna relațiile cu mama sau viața în patrie cum stă. Ții minte, ți-am zis că exact. Dacă da, este... Dar întrebarea mea este unde-i tata? Acum vine tata. Vine tata. Da. Vine. 5 va fi copiii pe care îi vei avea tu, adică copiii tăi. Da. 6 sunt casa dușmanilor. Au o casă specială. Exact. Noi de regulă încercăm să nu le dăm voie în casă, dar uite că uite, în momentul în care în astrograma ta nu ai nicio planetă în casa dușmanilor, păi observi eventual că super. Nu ai nimic din acest capitol. Minunat. 7 este partenerul, soț-soție. Uh-huh. Respectiv 8 este casa cea mai tristă pentru că e casa bolilor. Este casa morții, se spune, așa. Transformărilor și chiar și creditelor pe care le-ai la banc. Tot acolo, da, e casa așa. Potrivită. Casa noua sunt casa studiilor, studiile. Uh-huh. Și se mai zice că aici sunt talentele, din cele care le moștenim din viața anterioară. Se spune că omul este talentat deosebit atunci în care... Deci aici putem vorbi, căsuța nouă e responsabilă și de vocație, de orientare exact. Profesională. Da, da, da. Bun. Așa, casa 10 vorbește despre carieră, cum vei fi tu în ceea ce vei face. 10, 11, pardon, sunt prietenii, prietenii. Și 12 este emigrarea în cazul în care ți este scrisă în stele cumva. Așa. Și spiritualitatea. Uh-huh. Cât de spiritual este omul. Ai observat că nu l-am pus pe tata. Tata da. Este și în casa nouă. Deci, de fapt, Daniela, să înțelegi că pe lângă aceste poziții, da, eventual în casa întâi mai găsim și sănătatea și anumite aspecte ale sănătății. Caracteristicile, da? Da, deci, cumva. Deci, ca să înțelegem că în casa 4 mai sunt încă, dar cele de bază sunt astea. Așa. Și cum am zis, în minte, am zis că sunt 9 planete importante, deci una dintre care este Soarele, da. Sun, da? Luna, Moon, Jupiter, Venus, Mercur, Marte, Saturn, Rahu și Ketu. Am vorbit despre două planete. Rahu și Ketu, astea care sunt? Uranus, Pluto? Nu. Este vorba despre gaura neagră. Wow. Descoperită, da, avem și noi. Deci mm-hmm. ea ne influențează. Posibil am zis sau nu mai țin minte dacă am vorbit despre asta. Mai zicem o dată. Păi, iată, să presupunem că cineva, uite, o persoană se naște și în momentul nașterii ei, uite, în casa nouă pe cer, în săgetători, se află planeta Soarele, Jupiter și Mercur, okay. ceea ce ne spune că este o persoană mega talentată din viața anterioară. Deci ce meseria pe care a făcut-o câteva vieți la rând înainte wow. de a da. Deci el a antrenat acest talent al său. Fie că talentul său va fi dintr-o sferă a frumuseții, armoniei, dragostei, romantismului, creației, poate muzică, poate fi pictură. Mm-hmm. Așa-i?
Să spunem că el va călători din acest motiv foarte mult, logic, nu? Și va fi foarte puțin în relație cu părinții, da? Și puțin în patrie, pentru că... Distanța, da? Cumva călătoriile oarecum vin în contradictoriu. Eventual, ca fiecare om va avea și niște boli, mai punem o planetă în casa bolilor și să zicem că va fi foarte și foarte emoțional. Mm-hmm. Atunci când ai în casa 8-a luna, se spune că... Corina, dar stai un pic să ne oprim aici, la căsuța 8-a, unde sunt bolile sau zona mai morbidă. Ne poate ajuta această astrogramă, Jyotish, să ne dăm seama nemijlocit ce fel de boală sau ce organ ar avea de suferit? Exact, asta vreau să zic. Așa. Atunci, în momentul în care ai în casa 8-a Rahu, se spune că poate fi chiar și probleme eventual care pot aduce la moarte, să zicem, da? Este o poziție așa foarte negativă și se zice că ar putea fi și bol de ficat. În cazul în care era. După planetă, vezi, casa îți arată bolile, planeta îți arată ce tip de boală vei avea. Așa, deci e o fuziune, da? Numerologie, astrologie, toate astea combinate ne oferă un portret ideal. Și ultima planetă care ne-a mai rămas să fie Ketu. Ketu e casa... Ne să fie cu mulți bani. Hai să facem ceva cu mulți bani. Bun, cu mulți bani. Exact, hai să facem cu mulți bani. Așa deci arată. Uite, avem 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planete. 9 în total sunt, deci avem o poziție. În momentul nașterii omului, deci este o poziție. Și putem vedea că în carieră, cum am zis, va fi sfera muzicii sau picturii sau tot frumosului și tot așa. Draga mea, Daniela, de fapt acesta este astrograma unei persoane extrem de cunoscute. Așa. Da, este un compozitor renumit în istoria muzicii, care este născut pe 16 decembrie 1770 la 14 și 19 în Bonn. Este vorba despre Ludwig van Beethoven. Da, da, este astrograma lui. Asta nu știam, dacă e din Bonn, cumva ne-a ajutat. Wow! Da. Deci asta ar însemna că... Și știm, uite, știm foarte mult, că știm foarte bine că el a călătorit foarte mult. A lăsat corpul din cauza bolii de ficat. Necătând la faptul că aici casa 2 sunt urechile. Să știu. Pe lângă toate putem din orice auzul. Casă. Da, uite. El necătând la faptul că Ketu, da, adică planeta asta îți fură ceva, se spune, că a fost lipsit de auz exact. În un moment, oricum, fapt incredibil, a continuat să scrie muzică. Foarte simpatic, dar uite că indirect tu ne-ai oferit o altă informație despre Jyotish, pentru că ai zis a lăsat corpul. Jyotish cumva vorbește despre reîncarnare și despre viețile anterioare, ceea ce nu practică toate tipurile de astrologie. Da, un astrolog Jyotish niciodată nu zice că omul a murit. Așa. Omul a plecat, a lăsat corpul, a trecut în altă existență, deci asta este, știi asta, așa, atât de mult sunt deprins chestiile astea și că într-adevăr mulți ani deja studiez Jyotish și chiar înțeleg pe bune că noi nu murim, dragii noștri. Ne transformăm cumva, avem o trecere de fapt, este vorba despre o trecere și nu despre o moarte. Moare corpul și nu murim noi, pentru că suntem suflete eterne. Și că de regulă există acea dilemă și dispută între astrologie și creștinism, dar în esență și ortodoxismul susține că de fapt omul nu moare, dar sufletul este veșnic. Daniela, casa nouă în astrogramă ne spune ce religie va urma omul. Așa, da, adică deci ține și de asta. Exact, da, adică cât de spiritual este el, cât de credincios, cât de mult urmează regulilor sale de credință. Așa. Da? Adică asta se poate vedea în astrogramă și se pot vedea și alte vieți anterioare în ce religie a practicat el în viața anterioară. Deci sunt lucruri foarte mistice, cumva foarte interesante, pentru că se întâmplă cazuri de asta că vine o doamnă și îmi zice, uite, tare mă atrage, să zicem, uite, țara asta și credința asta tare mă atrage, dar oare de ce? Da? Deci atunci răspunsurile vin, uite, din astfel de analize. Da. Cine era Jyotish? Pentru că e un nume. Nu, Jyotish se numește știință, astrologie, așa. Care se traduce, cuvântul Jyotish se traduce ca lumină. Okay. Îți dă lumină pentru ca să înțelegi mai multe lucruri. Și de unde vine? Vine din partea estică. Așa. Da. Și asta e. Deci cumva e scurt, clar, cuprinzător. Aș vrea să te întreb cât de mult ne influențează acele vieți anterioare în astrograma din această viață. Uite, pentru ca să scrii așa cum a scris Beethoven, așa. Muzică, eventual nu este, știi, cumva un talent al lui născut din copilărie, cât de mult nu și-ar dori. Omul trebuie să facă asta vieți la rând.
Mm-hmm. Da? Pentru ca să se dezvolte într-atât încât, născându-se și chiar pierzând auzul, să poată să continue această meseria sa. Deci așa. Este vorba, uite cât de mult ne influențează viețile anterioare. Frumos ne influențează, da? Da, dacă care e să abordăm... Nu pierzi nimic, vedere... uite, vezi? În momentul în care te dezvolți în ceva, asta așa. Te inspiră, pentru că poți să dezvolți într-un domeniu și să știi că, uite, nu se va pierde asta niciodată. Investești în tine pentru totdeauna. S-ar putea această astrogramă să ne ofere niște particularități sau niște caracteristici față de oamenii care au un gust estetic foarte bine dezvoltat. Exact, da? Și exact. Sunt mai atenți la ce îmbracă, cum accesorizează, exact. Cum combină. În da? Momentul în care, chiar cum recent, câteva zile în urmă, mămică îmi vorbește, îmi zice că, uite, noi pentru fiica noastră am ales facultatea de economie. Așa. Și eu mă uit în astrogramă, dar știți, dragii mei, că ea este un foarte bun stilist. Opa! Păi da, ori în șir poate să petreacă în fața oglinzii și să-și aleagă vestimentația. Și zic, uite, are un talent deosebit în acest domeniu. Dar eu zic că se potrivește tare bine, pentru că trebuie să știi să faci economie, inclusiv în momentul în care îți faci o garderobă. Da. Pentru o femeie, facultate de economie, e tare binevenită. Ales. Așadar, așa arată o astrogramă Jyotish, care ne poate ajuta în... percepțiile noastre, să ne dăm seama cine suntem, unde suntem și de ce suntem la momentul ăla. Să ne înțelegem mai bine pe noi, să ne primim mai bine și să ne iubim, astfel vom fi iubiți de tot ce e din jur. Foarte frumos! Eu îți mulțumesc din toată inima că în această dimineață ne-ai făcut claritate, ne-ai demonstrat. Am aflat câte ceva și despre Beethoven, Beethoven, da? Lucruri mai puțin cunoscute. Te mai așteptăm cu mare drag. Mersi tare mult! Și dacă